Pentru deschiderea ceremoniei, invit în scenă corul Eufonia al Filarmonicii Ion Dumitrescu. Vă rugăm să vă ridicați pentru intonarea imnului național. Cu prilejul ceremoniei de constituire a Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, invităm soborul de preoți, condus de preot Constantin Olariu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului, pentru a rosti o rugăciune de binecuvântare.
Binecuvântați preacucernice Părinte! Slavă Sfintei și cele de ofințe și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindeneaiești și toate le plinești, vistierul bunătăților și de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriții, și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului, Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că pierim de mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale, noi nevrednici, că de nu ai fi stătut înainte rugându-Te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobosi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi, pururea din toate nevoile. Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăite, împărată a toată făptura și ziditorul oștilor celor de foc, care cu brațul Tău cel înalt ai scos poporul din egiptenească robie și l-ai condus pe el spre pământul ce i s-a dat spre moștenire, poruncind prin gura prorocului Tău, Moise,
Alegeți-vă din semințiile voastre bărbați înțelepți, pricepuți și încercați, ca să fie ei căpetenii peste mii și peste sute și judecători peste toate semințiile lui Israel. Cel ce la vreme cuvenită, prin mâna prorocului Samuel, l-ai uns pe Saul, conducător destoinic, spre a îndruma bine pe poporul său, iar în timpul viețuirii tale în trup ai arătat semnul adevăratei slujiri, zicând ucenicilor tăi, cel ce vrea să fie întâiul între voi să fie slujitorul tuturor. Însuți, Doamne, caută din înălțimea lăcașului Tău cel sfânt și trimite binecuvântarea Ta peste acești aleși ai poporului Tău. Păzește-i pe ei ca să conducă cu înțelepciune și bună rânduială, încununându-i cu arma adevărului și a bunăvoinței. Veghează asupra lor în toată vremea, dăruindu-le adâncă și statornică pace. Pune în inimile lor gânduri bune pentru biserica Ta și pentru tot poporul Tău, ca liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim, în dreapta credință și în toată curăția. Răsplătește-le lor cu bogatele și cereștile Tale daruri, dăruiește-le lor cele cerești în locul celor pământești, cele veșnice în locul celor vremelnice, cele nestricăcioase în locul celor stricăcioase. Așa, Doamne, Cel ce n-ai venit ca să ți se slujească, ci ca să slujești și să-ți dai sufletul drept răscumpărare pentru mulți, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie, ascultă rugăciunea noastră din ceasul acesta, îndreptează viața noastră spre poruncile Tale și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea. Binecuvintează pe conducătorii cei aleși și pe tot poporul Tău, dăruindu-le sporire în toate faptele cele bune. Întărește-ne cu puterea crucii Tale ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra faptele cele plăcute Ție. Ca Ta este stăpânirea și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune, binecuvintează Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Martir, Antimivireanu, crotitorul municipiului Râmnicu Vâlcea, ale Sfântului Mare Mucenic Atanasie și a celor împreună cu dânsul, pomenim, ale Sfinților Drept Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și pentru tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumim, domnule primar, doamnelor și domnilor, îmi revine bucuria de a transmite binecuvântarea în al preasfinției sale, în al preasfințitului părinte, Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, care participă în această zi la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fapt pentru care nu a putut fi prezent în mijlocul nostru. Însă vă încredințăm depurtarea în rugăciune în al preasfinției sale, rugând pe Mântuitorul Hristos, Dătătorul a tot binele, să înveșmânteze viața dumneavoastră cu alese daruri de sănătate și bucurii sfinte, pentru ca întreaga lucrare pe care o săvârșiți să fie într-adevăr cea care înveșnicește în inimile noastre ale tuturor lucrarea cea bineplăcută lui Dumnezeu, într-un mulți și binecuvântați ani. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-l invit la prezidiu pe domnul Mihai Oprea, prefect al județului Vâlcea,
și pe domnul Ionuț Didoiu, secretar general al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Permiteți-mi, doamnelor și domnilor, să dau cuvântul domnului secretar general al municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru ceremonia oficială de constituire a Consiliului Local. Bună ziua! Bine ați venit la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, ședință convocată de către domnul Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea, prin ordinul numărul 521 din 17 octombrie 2024, ședință care are loc în sala la Hovaria Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu-Vâlcea. Menționez că prin adresa înregistrată sub numărul 40.111 din 18 octombrie 2024 am comunicat în baza prevederilor art. 113, respectiv 116, alinea 2 și 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, consilierilor locale ale căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Sunt prezenți domnul Mircea Gutău, primar ales al municipiului Râmnicu-Vâlcea, al cărui mandat a fost validat de judecătoria Râmnicu-Vâlcea prin încheierea civilă definitivă numărul 7537 din 27 septembrie 2024, precum și un număr de 19 consilieri locali declarați aleși și 2 supleanți, de asemenea ale căror mandate au fost validate de judecătoria Râmnicu-Vâlcea prin încheierea civilă definitivă numărul 7814 din 8 octombrie 2024. Lipsesc motivat la această ședință domnul Amza Valeru, așa cum reiese din cererea înregistrată la primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea sub numărul 39604 din 15 octombrie 2024 și domnul Vlahos Dimitris, conform cererii înregistrate la primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea sub numărul 40367 din 21.10.2024. Astfel, dau cuvântul domnului Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea, să deschidă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Domnule prefect. Mulțumesc, domnule secretar general. Bună ziua! Stimate domnule primar, stimați consilieri locali, distinși invitați, în calitate de prefect și reprezentant al Guvernului în teritoriu, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă felicit pentru încrederea pe care cetățenii municipiului Râmnicu-Vâlcea v-au acordat-o. Astăzi marcăm un moment important, un nou început pentru administrația locală și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră înțelege responsabilitatea pe care o duce în acest mandat. Domnule primar, vă felicit pentru un nou mandat consecutiv. Încrederea cetățenilor este o dovadă a implicării și sprijinului constant pe care l-ați oferit comunității în mandatele anterioare. Vă doresc atât dumneavoastră, cât și consilierilor locali, un mandat plin de realizări și vă asigur de tot sprijinul instituției prefectului județul Vâlcea. Vă mulțumesc. În continuare, dau citire ordinului numărul 521 din 17 octombrie 2024. Au fost convocați consilierii locali declarați aleși pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Scopul acestei ședințe este reprezentat de constituirea Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, urmarea alegerilor autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024. Precizez că numărul de consilieri locali aleși la data de 9 iunie 2024 este 23. Numărul de consilieri locali aleși prezenți la ceremonie este 21, din care 2 supleanți. Numărul de consilieri locali aleși absenți este 2. Astfel,
Sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prevederile articolului 113, coroborate cu cele ale articolului 116, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru constituirea Consiliului Local. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din evidențe rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Lanza Valeru, care astăzi este absent motivat. Astfel că următorul cel mai în vârstă consilier este domnul Lețu Fănel. Iar cei mai tineri consilieri aleși sunt doamnele Din Maria Andreea și Morar Ionela Adelina. Îl invit pe domnul Lețu Fănel și pe doamnele Din Maria Andreea și Morar Ionela Adelina să ia loc la masa prezidiului și să preia conducerea ședinței. Mulțumesc! Prezentarea încheierii de validare a mandatelor consilierilor locali. Depunerea jurământului de către consilierii locali validați de judecătoria Râmnicu Vâlcea. Prezentarea încheierii de validare a mandatului de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Râmnicu Vâlcea și încheierea ședinței. De aceea supun votului proiectul ordin de zi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Îl rog pe domnul Ion Bidoiu, secretarul general al municipiului Vâlcea, să prezinte încheierea civilă numărul 7814 din 8 octombrie 2024, a judecătoriei Râmnicu Vâlcea, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali, inclusiv mandatele supleanților atribuite ca efect al invalidărilor persoanelor alese. Domnul secretar, vă rog. Prin încheierea numărul 7814 din 8 octombrie 2024, judecătoria Râmnicu Vâlcea a validat mandatele de consilier local atribuite în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024 următoarelor persoane. Lețu Fănel, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Iordache Andreea Maria, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Din Maria Andreea, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Savu Adrian Nicușor, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Preda Maria Carmen, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Vețeleanu Ninel Eusebiu, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Popa Valentin Adrian, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Văcaru Flavius Constantin, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Amza Valeru, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Popescu Iuliana Maria, candidat ales pe lista Partidului Social Democrat. Pârvulescu Virgil, candidat ales pe lista Partidului Național Liberal. Pavelescu Dumitru Lucian, candidat ales pe lista Partidului Național Liberal.
Răbuga Rodica Ioana, candidat ales pe lista Partidului Național Liberal. Bulacu Cezar Florin, candidat ales pe lista Partidului Național Liberal. Morar Ionela Adelina, candidat ales pe lista Partidului Național Liberal. Mocanu Ion Vicențiu, candidat ales pe lista Alianței pentru Unirea Românilor. Cornoiu Constantin Bogdan, candidat ales pe lista Alianței pentru Uniunea Românilor. Vlahos Dimitris, candidat ales pe lista Alianței pentru Unirea Românilor. Ion Duca Irina Elena, candidat ales pe lista Alianței pentru Unirea Românilor. Botea Petre Claudiu, candidat ales pe lista Alianței Dreapta Unită, USR-PMP. Dobre Victor Daniel Iosif, candidat ales pe lista Alianței Dreapta Unită, USR-PMP. De asemenea, au fost invalidate mandatele de consilier local ca urmare a renunțării următoarelor persoane: Gutău Mircea, Partidul Social Democrat, și Bododea Radu Sebastian, Partidul Social Democrat. De asemenea, pe cale de consecință, au fost validate mandatele supleanților pentru Bobeanu Maria, supleant pe lista Partidului Social Democrat, și Vasile Gheorghe Cristian, supleant pe lista Partidului Social Democrat. Încheierea civilă, pronunțată în Camera de Consiliu în data de 8 octombrie 2024, a fost comunicată de îndată prefectului județului Vâlcea, secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și candidaților ale căror mandate au fost invalidate, fiind executorie și rămasă definitivă prin respingerea de către Tribunalul Vâlcea apelului formulat în dosarul 12.062 din 2024. Domnule președinte. Mulțumesc frumos, domnule secretar general. În continuare urmează depunerea jurământului de către consilierii local declarați aleși și de către supleanții pentru funcția de consilier local, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Râmnicu-Vâlcea. Invit consilierii local declarați aleși, precum și supleanții ale căror mandate au fost validate, să depună potrivit prevederilor articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare următorul jurământ în limba română. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Procedura de depunere a jurământului este următoarea. Vor fi chemați de către secretarul general al municipiului în ordine alfabetică consilieri locali să citească jurământul, iar aceștia se vor prezenta pe rând în fața mesei speciale amenajate pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și dă citire jurământului, după care semnează jurământul de credință imprimat pe un formular special. Domnule secretar, vă rog să invitați colegii să depună. Doamna Bobeanu Maria. Eu, Bobeanu Maria, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Botea Petre Claudiu. Bună ziua! Eu, Botea Petre Claudiu, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea,
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Bulacu Cezar Florin. Bună ziua! Eu, Bulacu Cezar Florin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Cornoiu Constantin Bogdan. Bună ziua! Eu, Cornoiu Constantin Bogdan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Emoțiile! Am emoții. Doamna Din Maria Andreea, se pregătește domnul Dobre Victor Daniel Iosif. Bună ziua! Eu, Din Maria Andreea, consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Dobre Victor Daniel Iosif, se pregătește doamna Ion Duca Irina Elena. Bună ziua! Eu, Dobre Victor Daniel Iosif, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Ion Duca Irina Elena, se pregătește doamna Iordache Andreea Maria. Bună ziua! Eu, Ion Duca Irina Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamna Iordache Andreea Maria, se pregătește domnul Lețu Fănel. Mulțumesc, felicitări.
Bună ziua! Eu, Iordache Andreea Maria, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Râmnicului Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Lețu Fănel, se pregătește domnul Mocanu Ion Vicențiu. Bună ziua! Încă o dată, bună ziua! Eu, Lețu Fănel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Mocanu Ion Vicențiu, se pregătește doamna morar Ionela Adelina. Bună ziua! Eu, Vicențiu Mocanu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc! Doamna morar Ionela Adelina, se pregătește domnul Pavelescu Dumitru Lucian. Bună ziua! Eu, morar Ionela Adelina, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Pavelescu Dumitru Lucian. Bună ziua! Eu, Pavelescu Dumitru Lucian, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Pârvulescu Virgil, se pregătește domnul Popa Valentin Adrian. Bună ziua! Eu, Pârvulescu Virgil, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Popa Valentin Adrian, se pregătește doamna Popescu Iuliana Maria. Bună ziua! Eu, Popa Valentin Adrian, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Semnăm, domnul Popa? M-a luat domnul prefect.
doamna Popescu Iuliana Maria, se pregătește doamna Preda Maria Carmen. Bună ziua! Eu, Popescu Iuliana Maria, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamna Preda Maria Carmen, se pregătește doamna Răbuga Rodica Ioana. Bună ziua! Eu, Preda Maria Carmen, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamna Răbuga Rodica Ioana, se pregătește domnul Savu Adrian Nicușor. Bună ziua! Eu, Răbuga Rodica Ioana, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Savu Adrian Nicușor. Bună ziua! Eu, Savu Adrian Nicușor, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Savu. Perfect. Domnul Vasile Gheorghe Cristian, se pregătește domnul Văcaru Flavius Constantin. Bună ziua! Eu, Vasile Gheorghe Cristian, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Văcaru Flavius Constantin, se pregătește domnul Veselianu Ninel Eusebiu. Bună ziua! Eu, Văcaru Flavius Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu. Eu, Vețeleanu Ninel Eusebiu, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea,
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Râmnicu-Vâlcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Întrucât au depus jurământul 21 de consilieri locali din totalul celor 23 validați, sunt îndeplinite prevederile articolului 116 și articolului 117, coroborate cu cele ale art. 118 aliniat 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, astfel încât prefectul județului Vâlcea va putea emite ordinul privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnule președinte. Mulțumesc frumos, domnule secretar general.